De la sfârșitul anului anterior până în prezent, rata incidenței cumulative a COVID-19 s-a micșorat. Îmbucurător este faptul că odată cu diminuarea numărului cazurilor vor fi mai puține restricții. Dacă rata incidenței va scădea sub 1,50 pe 1000 de locuitori în municipiul Drobeta-Turnu-Severin și restricțiile vor fi mai reduse. Dacă Severinul merge în continuare în acest ritm descrescător și ajunge sub o rată de infectare de 1,5 la 1000 de locuitori, asta înseamnă, bineînțeles, restricții mai puține. Adică restaurantele, cafenelele, sălile de teatru, de cinematograf, sălile de jocuri, sălile de jocuri de noroc și așa mai departe, își vor desfășura activitatea la 50% din capacitatea lor maximă de funcționare. Rata infectării cu COVID-19 a scăzut până la 1,83 în Drobeta-Turnu-Severin, iar în județul Mehedin s-a diminuat până la 1,05.